Așa. Să te facem aici atâta vocal. Ok. Păi, bun venit tuturor. V-am pus pe second screen și dau acum share ca să, pentru că orice nicio prezentare nu merge fără slide-uri, așa că am și eu slide-uri pentru voi și nu numai. Așa, hai. Bun, și ignorați. Perfect, haideți să și vedeți. Păi bine v-am găsit. Mulțumesc tare mult, Stefan, pentru invitație. Mie face oricând plăcere să vorbesc pe la meetup-uri și să cunosc oameni faini și meetup-ul ăsta din Sibiu, de el nu știam, așa că mă bucur să fiu aici cu voi și să vă cunosc. Și sper că prin această prezentare să vă fac un pic curioși, să vreți să descoperiți și voi un pic mai mult despre Typing Biometric și cine știe, poate vă vină idei legate de preto startup-uri, prod startup-uri și alte lucruri, văzând un pic ce se întâmplă în zona de Typing Biometric și cu pregătire ce facem la Typing DNA. Așa, ca să-mi dau seama puțin, ați auzit de Typing DNA? Este un startup, prod startup Da. din România. Da? Eu nu. Nu? Ok. Noi și folosim de altfel. Da? Unde? În ce companie? Smartbill România, pe aplicația de cloud. Ah, super, da. Păi mă bucur și sper că merge cât mai bine și că sunteți mulțumiți. Oricum, e de ceva, cel puțin un an jumate cel puțin îl folosiți, deci aveți deja timp acolo. Nu pot să dau feedback pentru că nu sunt eu în echipa care se ocupă de produse respective, sorry. Bine, voi poate acum te fac curios să înțelegi un pic mai bine ce se întâmplă pe Typing DNA în Smartbill și să ne dai feedback dacă crezi că e ceva acolo. Super. Mi-aș dori ca aceasta să fie un lucru, să nu fie o prezentare propriu-zisă, ci mai degrabă o întâlnire între noi. O să încercăm să simulăm pe cât de mult posibil o întâlnire reală în care am fi schimbat altfel de energie așa cu... verbal, am fi schimbat întrebări și priviri, să zic. Mă bucur tare mult că unii dintre voi aveți camerele pornite. Aș aprecia foarte mult dacă și restul le-ați deschide, mă ajute pe mine ca și speaker să mai treacă din emoții și să primesc așa un fel de și feedback de la voi, să-mi dau seama dacă vă plictisesc sau ar trebui să continui. Am câteva slide-uri, am și două demo-uri și o să mă adaptez în funcție de cum vreți și voi să meargă lucrurile și o să las loc și de întrebări la final și să iau ideea așa și de la voi și poate să generăm aici, să stârnim un mini brainstorming de unde ar putea să meargă Typing Biometric mai departe. Bun. Așa. Asta a fost introducerea și aș vrea să încep cu acest GIF care mi-e place foarte mult, este din Star Trek. De când i-am comunicat lui Ștefan titlul prezentării care era Typing Biometric From Theory to Practice, i-am schimbat puțin titlul prezentării, i-am spus Typing Biometric The Next Generation, cu referință desigur la Star Trek și la The Final Frontier, pentru că mi se pare că Star Trek și cel puțin partea aia de început, știți, intro-ul de la început din Star Trek, e foarte asemănător cu ce facem la Typing DNA. Și dacă nu știți care este intro-ul, l-am și pregătit aici, l-am scris pe ecran, o să vi-l citesc, dar este versiunea mea de intro modificat un pic așa, care sună cam așa. Typing Biometrics, The Final Frontier. These are the voyages of Typing DNA and its continuing mission to explore strange new worlds and to boldly go where no one has gone before. Și mi se pare că fix asta se întâmplă la Typing DNA. Eu am auzit sau i-am cunoscut pe băieții, cei doi băieți din Oradea care au pornit acest startup în 2016, când Typing DNA era o idee și un prototip. Deci aveau ceva funcțional, nu era un prototip, era doar ideea, era și ceva funcțional pe care l-am testat atunci. Și iată-ne acum 6 ani și câteva runde de finanțare mai târziu, Typing DNA este un prod startup, ca să facem referință la început, cu mai multe produse lansate și clienți din diverse arii de activitate. Și ce mă inspiră pe mine cel mai mult aici este că într-adevăr, este o misiune continuă. Deci dezvoltarea nu s-a oprit, explorarea nu s-a oprit și odată la câteva luni mai găsim ceva nou de făcut și de extins în diverse arii, de care o să vă povestesc în cele ce urmează. Așa, să o luăm de la început. Cu ce reprezintă, de fapt, Typing Biometrics? Și să mă scuzați, vă rog, o să folosesc cuvinte din limba engleză, pentru că, unul, așa sunt obișnuită și, doi, pentru unele, nici nu cred că știu traducerea, dar o să încerc pe cât de mult posibil.
Deci, în primul rând, partea asta de biometrici și de tastare, cum să zic, se bazează pe faptul că există o caracteristică unică și personală a voastră în felul în care tastați. În care tastați atât pe un keyboard fizic, cum este cel de la laptop, cât și un keyboard virtual, cum sunt cele de la telefoane sau tablete. Și prin această caracteristică putem să legăm un user real de felul în care tastează. Prin înregistrarea anumitor semnale, cum ar fi timpul de apăsare al tastelor, timpul între taste, felul în care se mișcă mouse-ul, felul în care se ține device-ul, dacă este un device mobil, felul în care ține telefonul, cu câte degete, în ce poziție, toate lucrurile de genul ăsta, sunt numeroase semnale care se înregistrează și împreună formează un profil al vostru de tastator, să zic așa, care poate să fie folosit în mai multe scopuri. Acum, cel mai explorat scop este cel de autentificare. Adică pe un profil de tastator deja existent să facem un matching cu un pattern nou care vine și putem să spunem cu o anumită acuratețe dacă acel pattern nou aparține userului de tastator, acel user individual sau nu. Dar, desigur, mai sunt și alte domenii de care o să discutăm mai departe. Acum, când am auzit eu de această idee și prototip până 2016, mi s-a părut foarte futuristic și și în prezent sunt oameni cărora li se pare acest film futuristic, dar el de fapt a început, sau cel puțin străbunicul Typing Biometrics, este din al doilea război mondial, în când armata din Statele Unite s-au prins că felul în care se transmite codul Morse poate să distingă cumva de cine scrie pe partea cealaltă, deci cine transmite punctele și liniuțele din codul Morse și să-și dea seama dacă este într-adevăr omul lor de cealaltă parte care transmite sau este cumva vreun inamic care a reușit să intercepteze și să transmită altceva. Mi s-a părut foarte interesant și desigur că de atunci nu mai comunicăm în cod Morse, desigur că avem alte feluri în care comunicăm din punct de vedere comunicare scrisă. Dar ce s-a schimbat, și pe lângă toate astea, ce s-a mai schimbat în ultimii ani, așa, este faptul că oamenii tastează din ce în ce mai mult și preferă comunicarea scrisă din ce în ce mai mult. Acum, dacă vă uitați la generația Z, ok, mai dau ei mesaje vocale, dar nu sună neapărat. Adică să sunăm pe cineva devine un pic mai incomod decât să dăm un mesaj. Și asta doar un exemplu punctual de comunicare așa, unul la unul, dar și în medii de business și în alte medii tastăm astăzi mai mult ca niciodată. Și ar fi și păcat să nu, și cumva impropriu așa, să nu se exploreze și zona asta de biometrice, de punct de vedere tastare, mai mult. Ok, o să fac așa un scurt detour din punct de vedere autentificare și o să zic că din punctul ăsta de vedere factorii de autentificare se pot împărți în trei clase așa. Factorii de cunoștințe și aici intră parolele, codurile PIN, întrebările de securitate, cele care te întreabă care e numele de fată al mamei sau mai știu eu ce, cât cum îl chema pe primul pet and so on. Acești factori de autentificare sunt în prima categorie. În a doua categorie avem factorii de posesie, care reprezintă ceva ce noi deținem ca și utilizator. Că deții un număr de telefon, că deții un adres de e-mail, care poate pe astea două poți să primească, nu știu, one-time password. Că deții un token sau orice lucru care implică posesie intră în a doua categorie. Și în a treia categorie avem biometricele, care se sparg în alte două subcategorii, factorii fiziologici și factorii de comportament. La fiziologici avem fața, amprenta, irisul, venele din palmă, care sunt foarte, apar foarte unice așa, pentru indivizi, toate caracteristici așa fizice. Iar în factorii de comportament avem felul în care vorbim, felul în care mergem, și asta ne poate autentifica, și desigur felul în care tastăm. În securitate, așa, cu precădere la autentificare, avem întotdeauna un trade-off între cât de reliable este, cât de secure este acel factor și cât de user-friendly este, că nu vrem să le facem viața tuturor noștri foarte grea.
dacă ar fi să comparăm cele trei clase între ele, factorii de cunoștințe sunt printre cei mai user-friendly, dar asta pentru că oamenii sunt deja foarte obișnuiți cu ei. Avem parole de când ne știm și pin-uri și, na, cumva puțin asta e cunoștință, dacă nu e ceva extraordinar ce nu ne amintim, sunt destul de cunoscuți. În schimb, nu sunt foarte secure, pentru că parolele pot să fie hackuite, pot fi interceptate, oamenii refolosesc, share-uiesc, avem o întreagă zonă de atacuri cibernetice aici care se pot întâmpla pe factorii de cunoștință. Așa că plus la user experience, minus la security. La posesie ajungem un pic așa, să zic, ne apropiem mai mult unul de celălalt, în ideea în care sunt un pic mai secure decât parolele, să zic, dar ar putea să pună impedimente de user experience pentru că trebuie să întrerup cumva flow-ul în care ești, ceea ce faci. Dacă eu aici când fac referință la acești factori, mă gândesc în condițiile de two-factor authentication, adică nu numai o parolă sau ceva, dar și ceva în plus. Și atunci dacă ești pe o platformă care își cere codul primit pe SMS sau pe e-mail sau trebuie să găsești tokenul ăla prin casă sau cum este, atunci îți poate întrerupe user flow. Ca să nu mai zic de cazurile în care nu găsești tokenul, ți s-a furat telefonul, ți-a blocat Google contul că nu poți să-l deblochezi mult timp dacă se detectează cumva așa cu activitate suspicioasă. Adică pot interveni aici impedimente de punct de vedere user experience. Acum, a treia categorie sunt biometricele. Cum spuneam, eu îi consider cam printre cele mai reliable, cele mai secure, pentru că e greu să-i replice, e greu să mimici, să replici. Pe de altă parte, putem avea și aici impedimente de user experience pentru că, și de privacy mai ales, că nu vrem întotdeauna să ni se recunoască fața, mai ales în era COVID cu toate măștile, e și greu să stai în public, să stai masca jos, pui pe stadiu, o pui la loc. Nu mai vrem să atingem atât de multe suprafețe, deci finger recognition pe scanere externe sau așa, cam iese din discuție. Deci aici sunt cu plusuri și minusuri. Acum, pentru fiecare sistem în care voi vreți să implementați un 2FA, trebuie să găsiți cel mai bun sistem și cea mai bună abordare pentru use case-ul vostru. Adică nu există un răspuns clar de da sau nu, care e cea mai bună metodă de autentificare, care e cea mai bun factor, ci pur și simplu trebuie să îl găsiți voi conform userilor voștri și user genului pe care vreți să-l faceți. Acum eu o să vorbesc un pic mai mult despre typing biometrics, că asta este scopul acestei prezentări. În ideea în care poate nu știți de el și nu știți că îl puteți implementa chiar astăzi în proiectele voastre. Așa, și de ce cred eu că autentificarea asta prin tastare este printre cele mai puternice în momentul de față? În primul rând că este, în vedere securitate, este secure, pentru că deși cineva îți știe parola, să zicem, nu știe, nu poate să replice felul în care tu o tastezi, chiar dacă stai lângă tine. Deci felul în care eu tastez, tu poți stai lângă mine, te uiți, nu o să poți să mimezi identic în același fel. Deci ne considerăm că este aproape unic pe individ și uneori nici același individ nu tastează identic de la o tastare la alta, chiar dacă este același text. Plus că Typing DNA suntem pionieri în zona asta de tastare de Typing Biometrics și atunci în parcursul celor 6 ani de dezvoltare, chiar un pic mai mult în spate de 6 ani și testare recursivă, cumva algoritmul este foarte accurate așa și poate să identifice și să autentifice foarte bine. Deci, din punct de vedere securitate, totul este ok. În același timp este și user-friendly, pentru că nu trebuie să scoți utilizatorul din din călătoria lui, din ce face acolo. Poate să se întâmple în background, adică să registrezi în timp ce scrie parola, să registrezi și cum o scrie. Și atunci ai 2FA fără ca userul să știe măcar ce se întâmplă acolo. Și de asemenea, profilul tău de tastator, dacă pot să-l numesc așa, se adaptează pe măsură ce tu tastezi din ce în ce mai mult. Adică chiar dacă acum ești înregistrat și faci profilul, efectiv, pe măsură ce tastezi, acest profil este în continuare îmbunătățit, adaptat. Dacă, de exemplu, te-ai obișnuit cu parola sau cu textul și îl scrii mai repede,
o să adaptăm viteza și parametrii și semnalele respective pe care le analizăm. Dacă schimb device-urile, în fine, orice fel de adaptare la profilul tău se ia în considerare. Și în ultimul rând, este acceptată de autorități ca fiind legit, să zic așa. Adică știți că în fintech, de exemplu, sunt foarte multe reguli când vorbim de bani, printre care și regulile de PSD2 specifică că fiecare tranzacție online trebuie autorizată și printr-un second factor, adică nu mai este suficient să-ți faci datele cardului, trebuie să autorizezi și prin alt fel acea tranzacție. Și în reguli scrie clar că Typing Biometrics, also known as Keystroke Dynamics, că asta este un alt nume pentru această arie, sunt acceptate ca și second factor. Deci inclusiv în aplicațiile de fintech putem să integrăm această tehnologie. Ok, cum funcționează asta mai exact? Totul începe cu înregistrarea behaviorului de tastare. Și aici, cum menționam mai devreme, înregistrăm felul în care apăsăm pe taste, cum le apăsăm și cum le dăm drumul, ca să zic așa. Cum mișcăm mouse-ul, cât timp ne trebuie între taste, cum ținem device-ul, dacă îl ținem într-un anumit fel. Deci sunt o întreagă zonă de semnale pe care noi le înregistrăm printr-un recorder. Output-ul acestui recorder trece prin data engineering, în care se extrag aceste semnale, se păstrează doar cele relevante și apoi algoritmul îți creează un profil de tastator care zice, ok, el este Ștefan are acest profil. Pentru autentificare, când Ștefan se întoarce și vrem să îi punem lui Ștefan un 2FA, să zic, de tastare, îl punem să tasteze din nou și noi comparăm output-ul, pattern-ul acesta nou pe care Ștefan l-a registrat, cu profilul său anterior creat și dăm o rată de matching, un procentaj de similaritate. Iar apoi, dezvoltatorul aplicației are libertatea să aleagă care este threshold-ul, cât de permisiv sau puțin permisiv vrea să fie cu autentificarea acestui user. Dacă vrei să fie 100% matching, ok. Dacă vrei să fie mai puțin, iarăși ok. Tot acest flow pe care l-am descris se potrivește foarte bine și flexibilitatea asta de care vorbeam se potrivește foarte bine cu primul produs oficial Typing Guinea, care a fost și este un API pe care mă gândeam să vi-l arăt la finalul acestei prezentări, să facem un demo cu API-ul, să vi-l arăt cu Postman și să ne jucăm un pic cu el. Dar o să dureze un pic mai mult, așa că nu vă arăt acum API-ul, în schimb vă arăt un alt produs, al doilea produs pe care l-am dezvoltat în zona de 2FA, care se numește Verify. Verify este un widget care este agnostic de platformă, deci voi îl puteți integra oriunde. Care ce face? Fix cum arată aici în GIF, scrii 4 cuvinte și el te autentifică ca și 2FA. Adică atunci când cineva vine și se loghează, nu știu, aveți un site, o aplicație, în fine, aveți un site, da? Și vine omul și bagă parola și userul și parola și apoi ca second factor mai pune să scrie încă 4 cuvinte. Nu este chiar un captcha, că captcha verifică ceva diferit, dar oamenii sunt mai obișnuiți, adică nu mai atât de ciudat să te roage un site să scrii 3 cuvinte sau să selectezi niște imagini, dar au rol diferit. Captcha are rol de a identifica boții, să se apare boții de oameni, asta are scop de 2FA, de autentificare. Na, și acum ăsta e primul moment în care vreau să ziceți că băi, pare puțin shady, așa că nu, pare ca și cum asta ar fi ceva real, să scrii 4 cuvinte și să te autentifici, așa că asta să fie demo numărul 1 și o să facem împreună un demo de Verify ca să vedem cum funcționează asta în realitate. Na, demo de Verify puteți să-l faceți și după meeting, direct pe site. Ok, ca să începem, dacă aici pe slide, o să mă raportez mereu la slide-ul ăsta, că e mai ușor de explicat pașii care o să se întâmple mai departe. Ca să fac o relație, știți când vă luați un telefon nou și trebuie să-i configurați senzorul ăla de amprentă și vă pune la început să puneți degetul în toate pozițiile așa până citește toată amprenta și apoi nu mai e nevoie să faceți asta, deci doar prima dată când o faceți când configurați. Ceva similar se întâmplă și pe alte biometrice, adică acum o să creăm un profil de tastator nou și
în prima fază o să mă roage să scriu de două ori, de două, trei ori, cât să-mi creeze profilul. Și după aceea o să facem parte de autentificare. De asta o să vă rog să aveți puțină răbdare cu mine aici până când creăm profilul. Ok? O să iau de la cap. În primul rând avem nevoie de, o să scriu CV-ul, avem nevoie de un root of trust, adică un email sau un număr de telefon care să fie valid și pe care să putem să-l folosim în cazul în care cumva se întâmplă ceva din punct de vedere autentificării din punct de vedere typing biometrics, adică să presupunem, Doamne ferește, că vă rupeți mâna, nu vreți să fiți locuiți de tot în afara contului vostru, pentru că e clar că atunci, cu o chestie atât de disruptivă, nu o să vă mai recunoască temporal felul în care tați așa. Și atunci ne trebuie un root of trust ca să creăm acest profil inițial și pe care să-l verificăm. Așa că eu o să creez acest profil acum. Așa. Verify. Acum să scriu de 3 ori ca să creăm profilul. Și sunt întotdeauna 4 cuvinte în verify. This time only, când te faci un profilul. Ok, acum să-mi verifice e-mail-ul. O să iau de aici codul. Atât a fost nevoie să creez profilul de tastator, iar acum o să facem autentificarea. Da? Deci e ca și cum vin, mă loghez pe site, mi-am pus parola, așa cum facem 2FA. Folosesc aceeași adresă de e-mail, verify, aceleași 4 cuvinte. Și succesul! Acum ați putea să ziceți că am făcut aici o mânărie și că nu este for real, așa că o să cer un voluntar din public. Avem un voluntar? Cine? Adrian, așa, super, super voluntar, mulțumesc foarte mult. Te rog să intri pe typingdna.com/verify. Hai că îți dau eu aici. Îmi spui tu când intri. Da, sunt aici. Ești acolo? Da. Bun. Păi ce o să te rog, mergi mai jos. La Try It Yourself. Try It Yourself, exact, ca să te intre. Poate faci tu share screen, mai da, bine. Da, ca să vadă lumea ce faci acolo. Să știți că nu ne-am vorbit. Suntem amândoi în București, dar nu ne cunoșteam înainte. Ok, da, ok. Așa, și o să simulăm de cum ar fi dacă ai încercat tu să folosești, să încerci să folosești credenția sau să vrei să mă impersonezi. Asta e adresa de mail pe care am folosit-o. Trebuie să facem faci demo, să vedem ce se întâmplă. Iat, perfect. Ok. Ți-am dat subscribe. Ok, verify. Respect pentru fierăstrău de taburi. Oh, mulțumesc. No. Ok. Opa, ce s-a întâmplat? Nu, lasă. Nu te lasă, ia mai încearcă o dată. Wow. Nu se poate. E ok, nu e nicio problemă. E ok, o să presupunem că ai văzut că prima dată nu a funcționat, a doua oară pentru că erai și mai obișnuit cu textul și nici profilul meu nu a fost construit, nu a fost atât de puternic antrenat, adică a fost de 3 ori scris. În cazul ăsta, a doua oară te-a lăsat. Se întâmplă, cum ziceam, este threshold-ul de sensibilitate pe care îl... Așa, vedeți? Iar e canul meu? Este... Cred că trebuie să închizi, să dai share din nou. Să presiun, gata. Da, așa.
Bun. Da, cum ziceam, este threshold-ul de sensibilitate, care la noi, considerând că este un demon, vreau să punem foarte multe piedici oamenilor și atunci am scăzut acel threshold, dar se poate modifica să fie un pic mai secure și, cum ziceam, pe măsură ce profilul userului tastator real, primul, e mai antrenat, atâta este și mai accurate. Pentru că la fiecare dată când scrii și scrii corect și te recunoaște că ești tu, atunci se și adaugă acel pattern la profilul tău și deci e profilul mai puternic în sine. Dar pentru ca și prima încercare, mulțumesc pentru ajutor, pentru acest demo. Oricum, aproape că am trișat, ai văzut, a doua oară am scris greșit și am dat backspace și am scris din o haspită. Și cred că acolo l-am indus în eroare. L-ai păcălit. Ok, cum ziceam, Typing UI a început cu un API și apoi a făcut verify ca și widget și vreau să vă vorbesc un pic de acum... unde am văzut noi use cases reale, adică useri care au venit, companii care ne folosesc, proiecte, freelancers, hackatoane, ce mai făceam și pe unde am văzut utilizări. În zona de autentificare, o zonă care a crescut foarte mult de când a început situația COVID a fost cea de e-learning, pentru că în e-learning o componentă foarte importantă este cea de proctoring, adică să ne asigurăm că studentul care vine, face cursul și dă certificarea, bine, student, eu zic că așa este în ghilimele, tu fii student la facultate, este na, învăță celul care vine și face cursul și apoi dă certificarea. Din punct de vedere proctoring, noi trebuie să ne asigurăm că acea persoană este aceeași persoană și că, într-adevăr, este persoana care susține că este. Ca să nu dăm certificatul altcuiva, sau cineva care îi personează pe altcineva. Și atunci avem clienți din zona de e-learning care au găsit diverse pași din procesul de e-learning unde au introdus Typing UI. Unii dintre ei au pus la început, când te logai în platformă, ca și 2FA. Alții, pe măsură ce studenții treceau prin curs și li se solicita să scrie la un moment dat o parte din curs, trimiteau pattern-urile către noi, ne făceam profilul de tastator și apoi la examen, înainte să intre în examen sau la final sau în timpul examenului, verificam că într-adevăr cine a și făcut cursul sau cine a început examenul este și cel care continuă și finalizează acel examen. Mie îmi pare asta un domeniu foarte fain. Nu știu câte dintre voi ați dat certificări, dar eu am dat una și am avut pe cineva din Filipine care a stat și m-a urmărit 2 ore după ce i-am prezentat toată casa mea că nu am pe nimeni să mă ajute și nu am materiale de studiu prin casă, după care m-a urmărit așa cu camera pornită și cu microfonul pornit 2 ore când am dat examenul, a fost foarte plăcut. Deci, dacă se poate face proctoring mai bine, eu sunt fanul numărul 1 și se face mai bine și inclusiv partenerii noștri de la Tremend, Alex, te văd ești aici, dar partenerii noștri de la Tremend au făcut un... add-on de Moodle. Moodle, dacă știți, este o platformă care se folosește de universități și de alte medii de învățare, inclusiv eu la Poli București am folosit-o. Și au făcut un add-on în care în timpul testelor și examenelor se folosește și Typing UI ca să asigure că studenții nu trișează. Deci, e-learning un domeniu care bubuie în momentul de față. Al doilea domeniu este cel de financial, în care, cum ziceam mai devreme, acum la tranzacțiile online, trebuie să avem și second factor, avem delegare, derogare de la autorități să folosim Typing Biometrics și avem parteneriate și diverse instituții financiare care vor să folosească sau au folosit Typing UI. Și a treia mare așa a fost cea de Identity and Access Management. Aici avem integrări cu diverse provideri, cum ar fi Azure B2C, ForgeRock, Optimal IDM, în care au introdus Typing UI în soluțiile lor și therefore atunci când, de exemplu, în ForgeRock, dacă integrezi ForgeRock, ai și un modul de Typing UI pe care îl poți să-l pui acolo, ca 2FA. Which is very cool, dacă ați folosit ForgeRock, are așa un drag and drop de un fel de noduri așa și acum avem și acel modul de Typing UI pe care doar îl faci drag and drop, îl configurezi puțin și îți pune 2FA. Bun, asta a fost de la clienții noștri, să zic, partenerii noștri plătitori. Na. Noi în ultimii 2 ani am făcut și niște hackatoane la care au participat oameni, nu numai studenți, ci și oameni un pic mai adulți așa, și au ieșit niște proiecte faine, tare de tot. Printre preferatele mele, acum mi-a plăcut mie toate proiectele, dar astea au fost și cele, au și câștigat niște premii așa prin hackatoane. Unul dintre ele a fost TypeDF,
care înregistra, adică a luat recorderul de la API și îți transforma felul în care tastezi într-o semnătură electronică, digitală. Și tu după aceea, practic, puteai să nu mai folosești Signaturit și alte platforme de digital signature, ci pur și simplu foloseai felul în care tastezi ca să-ți semnezi documentele. Al doilea a fost Embedded Share. Aici era așa o ipoteză că cine emite un document sau ceva, un content, o imagine, un filmuleț, orice chestie, de la sursă la destinație s-ar putea să se mai ori să se mai modifice content, ori să se modifice autorul. Și atunci cumva locuia sau semna cumva contentul prin typing biometrics ca să se verifice că nimeni între timp n-a interceptat sau nu a schimbat autorul acelui piece de content. Al treilea a fost MedicBot. MedicBot cumva analiza... mult despre autentificare, dar mai este un domeniu care e foarte interesant. Și ăsta este e-health. Pentru că felul în care tastăm, nu numai că ne poate autentifica, dar poate și să dea niște indicatori despre sănătatea noastră. Și mai mult decât atât, ce reprezintă acest indicator practic? Poate să detecteze sau cumva să prevină, să-ți spună dacă ești predispus la anumite lucruri și apoi pe măsură, dacă să, Doamne ferește, ești diagnosticat cu ceva, pe măsură ce evoluează acea boală, să-ți spună dacă te-ai făcut mai bine, dacă nu, dacă ești cum, practic, care este progresul. Acum, am pus aici niște nume de companii, bine, sunt startup-uri, mai mult în zona de cercetare, asta chiar este un field foarte nou. Aceste startup-uri se ocupă de research în punct de vedere boli neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson, anumite forme de cancer, foarte novelty ce fac ei. Mi se pare foarte interesant și eu chiar cred că ăsta este viitor și chiar în typing biometrics poate să ajute în zona asta. Chiar și la unul dintre hackathonele noastre a venit cineva cu o asemenea idee să monitorizeze constant pentru o boală a mușchilor, cred că era. Avea sens pentru acel om. Din ideea foarte bună, execuția n-a folosit API-ul de autentificare, a reușit să facă ceva, dar erau scopuri diferite. Dar intenția a fost foarte bună și nu numai noi, dar sunt alte companii pe piață și alte startup research, care, universități care fac research în domeniul ăsta. It's a nice thing to watch și mă mai uit așa ce mai fac independent, că din păcate nu sunt foarte multe informații publice, sunt destul de patentate și and so on. Tot în zona de e-health și typing DNA a început să exploreze un pic și a lansat Focus, care se bazează pe același principiu, că felul în care tastezi îți indică starea în care te afli. Și cu niște statistici legate de anumite mood-uri pe care le ai, în așa numit bun, poate să te ajute să-ți îmbunătățești productivitatea. Adică nu sunt numai niște grafice frumoase de când ai fost cel mai fericit sau nefericit pe timpul zilei, dar poate să te și ajute să te planifici cumva ziua care urmează sau să te uiți un pic retroactiv ce s-a întâmplat și să te ajute în zona asta de productivitate. Și mai mult decât atât, o chestie nouă care a ieșit pe Focus pentru userii de Mac, aplicația, nu numai că îți indică ție cum aceste statistici, să zic, dar face și broadcast la ele. Ceea ce înseamnă că tu poți să... Nu, broadcast tot la tine, adică dacă nu vrei, nu le broadcastuiești cu alți oameni, dacă nu vrei, desigur. Dar poți să le folosești pentru alte lucruri. Și o idee aici, vă vând pont așa, poate faceți un preto startup cu el. De exemplu, poți să-ți legi playlist-ul de Spotify sau Spotify, să legi de Focus și să-ți dea melodii fix pe modul pe care ești. Pentru că broadcastuiești chestii gen happy, sad, chestii de-astea. Și atunci poți să zici, dacă cumva ai primit semnal de happy, să-ți și schimbe muzica în ceva mai happy. Sau viceversa, invers, dacă ești sad, să dea muzică happy. Deci aici este mult potențial. Focus este un app experimental, dar care este disponibil for free.
Eu vă încurajez să-l instalați și să vedeți despre ce e vorba. Foarte, foarte interesant. Ok. Eu am vorbit suficient, așa că aș vrea să încep un pic și zona de discuție, că eu v-am povestit un pic de ce face Typing DNA, produsele, ce am mai făcut, ce fac partenerii noștri, ce fac oamenii de la startup-uri, dar eram, sunt un pic curioasă și de voi de unde vi se pare că ar putea să mai meargă acest domeniu sau dacă aveți așa vreo idee de ce alte proiecte s-ar putea face, nu știu, cu oricare dintre soluții. Sau dacă aveți întrebări pentru mine, nu știu, orice chestie. M-am mersit de prezentare pentru mine, a fost prima dată când am avut ideea asta. N-am, sincer, n-am avut o idee că poți face și așa ceva, deși are mult sens. Și mi-ai răspuns la câteva întrebări. Chiar mă întrebam ce puteți înțelege din semnalele astea, pentru că pare că este multă informație acolo. Și da, chiar că povesteai de mood și de... că îți poate da oarecare stare de spirit, zic așa. Eu comunic foarte mult text pe chaturi și știi când te treabă cineva, hey, how are you today? Și îi merge înapoi cu un răspuns standard, dar de fapt nu neapărat poate exprimă exact starea de spirit și da, poate că uneori e interesant să afli mai mult, pentru că prin text e mai greu să comunici și să vezi exact ceea ce simt oamenii. Da, e foarte nice idee. E ca și cum ai face un, nu știu, add-on la serviciu de text de messenger pe care îl folosești, care se zice și care este starea interlocutorului, dar the real one, nu cea cu emojis. That would be nice, un add-on de Slack sau ceva. Și mulțumesc că ai spart gheața, Alina. Și mai am o întrebare, dacă... Da. Dacă vă uitați și la conținutul care se tastează sau nu? Ok. Din punct de vedere autentificare, poți să te uiți la... poți să ceri userului să tasteze același text întotdeauna, cum am văzut pe Verify, că au fost aceleași 4 cuvinte întotdeauna. Și atunci nu te uiți... nu te uiți neapărat la text, la conținut, dar știi că e același text întotdeauna, cumva. Mai e și opțiunea în care, dacă folosești API-ul de autentificare, poți să-l faci pe orice text. Și atunci userul poate să scrie ce vrea el atâta timp cât are anumit număr de caractere sau poți să-i dai tu, nu știu, pasaje dintr-o carte, paragrafe mai mari, ca să nu fie mereu același text mai scurt. De asta pentru genul ăsta de autentificare e nevoie de texte mai lungi. Dar nu ne uităm la conținut în sine, ne uităm la felul în care se apasă tastele și încercăm să dăm seama dacă ar trebui să fie aceleași taste mereu sau nu. Aici da. Și eu la fel aveam aceeași întrebare, dacă mereu sunt aceleași 4 cuvinte. Dar tu zici că nu vă uitați la text, dar în loc de hospital, dacă scriam hospital, da, scriam în aceeași cadență, dar it wasn't correct. Sunt două feluri diferite de amplificare. Verify merge pe aceleași 4 cuvinte per user, adică eu am primit alocate random, Madalina a primit random acele 4 cuvinte, tu acum dacă îți faci alt cont, o să primești alte 4 cuvinte pe Verify. Pe API, dacă o să vă arăt pe API cum arată, pe API poți să alegi tu dacă vrei să mergi pe același text întotdeauna pentru acel user, că totul se face pe user, sau vrei să pui texte diferite de fiecare dată. Dar, uite, am instalat acum asta, Focus. La fel aici, vă uitați la ce tastez. Dacă eu scriu gibberish, acolo... Poate fi gibberish. Nu, nu contentul contează. Ok. E felul în care tastez. Asta, okay. Lasă ne uităm. Deci dacă am face asta o chestie, o metodă de verificare, știi, cineva să zică, ia mă, instalează-ți Focus și vedem la finalul zilei cât de focused eu ești, știi? Și mă apuc și, știi, la final vreau să păcălesc sistemul, zic, băi, vreau să par foarte focus. Și încep și bag acolo tot gibberish, chiverti, ia să dă fă. O să păcălesc sistemul oare. Eu zic să încerci, Adrian, și la următorul meetup să ne spui și nouă dacă ai reușit să faci așa ceva. De asta să încerc, asta următorul hackathon. Da. Sună foarte bine. Scuze-mă, da. Aveam o întrebare de la Felix aici pe chat. O să răspund la ea că a fost altă subiectă, așa pune-o întoarcem la tine, bine? Sure. Dacă sunt tastatura și scriu mai greu câteva zile, o să fie mai greu.
Da, o schimbare de device, în general, schimbă puțin, că nu ești atât de obișnuit. Dar nu e atât de diferit încât să păcălească algoritmul de autentificare. Asta că nu e schimbare atât de drastică. În schimb, dacă se întâmplă ceva drastic, cum ziceam, să-ți rupi o mână, să te tai, să nu mai, eu știu, o chestie super nasoală, atunci putem să mergem pe root of trust până când te faci bine și trevi, sau putem să mergem pe varianta în care îți schimbăm cu totul. E ca și cum îți resetezi parola. Și atunci îți resetăm profilul de testare, facem un profil nou, asta în cazul în care știi că schimbările ar fi permanente. Dar toate cele trei cazuri, adică schimbări minore, schimbări majore, dar temporare și schimbări majore, dar definitive, sunt adresate, pot fi adresate. Așa, Adrian, care este următoarea întrebare? Nu vreau să zic. Asta vrei să zici? De tastatură, altă tastatură? Nu, dar ceva de genul ăsta. Dar uite, acum, de exemplu, experimentez cu touch typing și să-mi schimb modul de a tasta. La fel, se schimbă cu totul, toată cadența. Touch typing pe... La ce te referi mai întâi? Când zici touch typing. Așa am înțeles că se numește, să nu mai scrii uitându-te la tastatură și mișcând degetele peste tastatură, ci mereu stai cu degetele index pe F și pe J. Și după aia fiecare deget trebuie să plece pe o anumită tastă. Poți să ne Fiecare explici, deget Cosmin? are o anumită coloană, de fapt. Da, Adică nu da. schimbi coloanele degetelor. Da. Și în timp ar trebui să devii proficient și să tastezi foarte repede. Nu e așa, Cosmin? O intervenit Cosmin pentru că el e proficient în touch typing. Am înțeles. Păi, ca și explicat, adică cum ar impacta asta, să zicem, autentificarea, aș zice că dacă vrei să faci touch typing, ar trebui să o faci atunci când îți creezi profilul, ca să se obișnuiască, și apoi chiar dacă în timp tu devii mai proficient în el și profilul tău de tastator o să devină proficient. Dar trebuie să aibă bază de plecare, adică nu poți să, zicem, tastezi cu toate degetele, așa cum fac oamenii, majoritatea oamenilor, și apoi să treci la touch typing proficient, că atunci o să fie discrepanță un pic mare. Dacă începi cu touch typing beginner și apoi crești la proficient și înregistrăm tot procesul ăsta, este în regulă. Practic, trebuie să-ți resetezi tu FAO când faci asta. Da, exact. Aici oare este o breșă de securitate? Dar nu am dat să intrăm acolo. Dar super, foarte interesant. Într-adevăr, nici eu nu știam despre toată știința asta, că acum e o chestie mai mult decât doar în startup. Uite, la codul Morse încoace, o poveste foarte faină, un narativ foarte interesant. Cum a spus problema. Da, foarte fain. Sunt curios ce se întâmplă cu identitatea la toți boomerii care tastează cu un deget. Nu e problemă dacă așa tastează aici, tastează tot timpul, așa tastează ei, adică nu avem niște de asta, creezi profil, poți creezi propriul profil și profilul tău rămâne al tău, deci... Ai văzut vreodată o persoană de 60 de ani scriind, când te întreabă ce scriu, aia, și după aia începe să scrie și uită unde este tasta. Chestia aia nu trigăruiește că nu e aceeași identitate când uiți unde e o tastă să o apeși? Dacă uiți tot timpul. Câte o altă tastă din când în când. Așa se întâmplă. Să Aici, știi. în cazurile de genul ăsta, eu înțeleg ce zici, e foarte fain ce zici, dar și explicația serioasă este că putem să ne jucăm cu threshold-ul de acceptanță. Cât îl ține și apăsat și tot. Da, exact. Și atunci dacă modificăm threshold-ul, deci ce returnează soluția este o anumită certitudine pe care noi avem că acea persoană chiar este persoana aia. Poate să fie la 70% a returnat. Și atunci, dacă tu știi ca o persoană vârstnică, dacă soluția ta se adresează unei persoanelor vârstnice care știi că sunt în pericol să mai uite sau să nu tasteze chiar așa la fel de fiecare dată, poți să scazi threshold-ul de la care accepti autentificarea. Și atunci zici, ok, nu mai vreau să la oamenii 25 până în 40 de ani, o să fie threshold-ul de 85% certitudine. Pentru cei de la 60 plus, lași threshold-ul la 40. Și atunci îți asumi tu riscul că o să aibă ei o experiență de utilizator mai bună, că îi lași mai ușor să se autentifice, chiar dacă ei greșesc. Dar îți asumi riscul că, ok, s-ar putea, na, dacă cineva chiar vrea să hackuiască contul ăla al acelei persoane, ai o protecție mai micuță decât în cazul persoanelor care sunt mai proficient în testare. Aș avea eu o curiozitate. Cum abordați partea de accesibilitate? Aici vreau să ajung și eu. Da. Și mai specific,
Practic, practic, la câte chestii trebuie să văd eu și ca și developer când vine vorba de persoane cu accesibilitate slabă. Degete lipsă, bătrânețe, chior, sur, I don't know, whatever. Un handicap, ceva. Pe regula numărul 1 este ca persoana poate să fie capabilă să tasteze to start it, adică fără tastare nu se poate întâmpla autentificarea, verificarea. Asta e una. O să presupun că nu vă referiți la cazul în care nu poate să tasteze deloc, ci tastează cu anumite dificultăți. Mi este greu să răspund această întrebare, adică algoritmul e suficient de antrenat încât să recunoască, chiar dacă, sau să accepte, chiar dacă nu este 100% la fel tastarea de fiecare dată. Dar cred că depinde și de la caz la caz. Mi-e greu să vă răspund la asta cu certitudine. Uite, să pornim de la un caz, să zicem, nu, concret, dar să zicem că avem o persoană, o persoană cu un handicap, să zicem, e paraplegic. Da? Uh-huh. Avem două persoane. La fel. Ambele se folosesc de tastatura on-screen de pe device-urile lor. Cum ar putea face diferența să le identifice separat? Pentru că, practic, softul care îl folosesc ar fi similar și atunci... Când zici on-screen, te referi că ei merg cu mouse-ul și apasă, adică din activitatea mouse-ului apasă pe fiecare sau că au touch-screen și apasă pe ecran? Sunt două cazuri diferite. Adevărat. Așa este. Hai să mergem pe varianta cu mouse-ul. Da. Ok, strict mouse. Deci în primul rând, implementările pe mobile, adică pe keyboard-uri fizice și keyboard-uri virtuale sunt diferite. Adică profilul tău de tastator pe tastatura fizică e diferit față de profilul de pe cea virtuală. Deci le creăm separat. Cazul ăsta cu mouse-ul ar intra mai mult pe cazul de tastatură fizică, că acolo folosești mai mult mouse-ul. Se iau în considerare semnalele de la mouse, dar se mai iau și altele. Acum, în cazul ăsta în care folosești doar mouse-ul, acuratețea este mai scăzută, pentru că ai un singur semnal pe care îl analizezi, că nu mai ai partea de apăsare efectivă a tastelor fizice. Deci aici e mai slabă dacă folosești doar mouse-ul. Dacă merge pe partea de apăsare pe ecran, aici vine algoritmul de virtual keyboard, îi facem profil separat doar pentru testarea pe, tastarea pe ecran și depinde și ce ecran, că dacă e un ecran static pe care nu poate să-l modifice, e una, dacă e o tabletă sau un telefon, atunci se îmbunătățește acuratețea pentru că se iau în considerare și caracteristicile telefonului, adică felul în care ții giroscopul, accelerometru din el, felul în care faci așa, cum îl ții două degete, un deget, adică avem acces la mai multe semnale pe care le putem folosi. Deci și aici se poate sparge în ce fel de ecran folosește, sau bine, virtual keyboard folosește. Aici aș veni și aș plusa, dar dacă persoana nu folosește o tastatură, ci folosește voice to text? Păi, wow, mergem da. La... Ok, tu, am zis regula numărul 1 care a fost înainte și a fost fără tastare, nu se poate face typing biometric. Typing biometric nu include typing. Cum? Ai putea să faci dacă nu tastezi? Nu, sunt de acord, dar oferiți un fel de o alternativă, adică să aveți voi un narativ, voi, ok, pentru persoane care nu pot tasta, avem următoarea chestie, trimitem un SMS, trimitem noi un e-mail sau noi ca programatori va trebui să luăm în calcul și să punem recaptcha sau altceva, nu știu. Produsele typing au un root of trust pe e-mail sau pe SMS care se poate folosi. Da, e root of trust, adică doar în cazurile în care detectăm o anomalie sau în care temporar tu nu-ți poți folosi contul, okay, să ne ajute să te autentifici totuși. Dar ăla nu e de facto, adică nu e și ar trebui de fapt să folosești. Alea sunt niște use cases, edge cases, când ești cumva nu poți folosi typing biometric. Dar other than that, asta zic, este un buton, adică mie mi-a apărat acolo, ok, hippopotamus, hospital, whatever, și un link mic jos în care scrie click here if you can't type or whatever. Da. Deci apare by default, apare și câmpul ăla în care poate să-mi trimită un SMS sau un email. Da, sau dacă încerci să scrii și nu te dacă încerci de două ori, tu când ai încercat cu e-mailul meu, ai văzut că prima dată n-am mers.
dacă ți-ar fi creșuit și a doua oară, eu aș fi primit un e-mail care spunea cineva încercat să intri, dacă ești tu, ăsta e codul tău, dacă nu ești tu, cineva încearcă să-ți intre. Adică, nu, dar este, de fapt o să mă uit pe demo, dacă este by default, că dacă na, este o persoană care efectiv face, folosește voice to text, e destul de anevoios să facă de fiecare dată, ok, wrong, wrong, wrong. Și aștepte, spune, nu, n-ai mai zis o dată, ok, wrong, 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 ok, ok, bine, atunci vrei să-ți trimitem un e-mail? Da, 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 tu trebuie să înțelegi că persoana asta trebuie, în primul rând, să-și facă și ea profilul somehow, adică, dacă mergi la presupunerea că persoana folosește întotdeauna voice to text, dacă e câteodată, da, dacă e întotdeauna, încercam să mă interesant, dacă e întotdeauna. Nu mai trebuie să folosești aici în direct. Asta și noi, ca developer, ce facem? Ce facem? It's okay, it's okay. Poți să verifici înainte dacă folosește cumva, poți să verifici înainte dacă folosește voice to text ca să-l trimiți direct pe altă rută? Nu prea. Atunci o să-i creșească de două ori, la a treia o să-i trimită. Mm-hmm. Dar uite, ar fi, asta ar fi un feature request bun, adică un feedback mi se pare ok, știi? Să mergem back to the drawing board și să spunem să avem un flag acolo. Ok, mintea mea de programator s-a dus acolo. Dar nu, ar fi o... Vă las pe voi să vă gândiți. Ne lași pe noi. Ah, standard, show OTP, what's this? Standard. Will display. Oh, will introduce. Ok, hai să facem, să vedem dacă o găsim. Nu. O să mă prefac Este use email instead. Este undeva în stânga jos. Perfect, uite aici. Iată. Vezi ce ochi bune? Use email instead. Și acum, ia să vedem. Asta este codul meu. Type in DNA. Da, l-am primit. Asta este codul în care teoretic trebuie să intru în ăsta. Da? Da, să luăm de aici. Și gata, am mers. Deci era butonul deja făcut. Ok, ok. Ce este Secure Compose? Este Secure Compose. Ăsta? A, este... Stai să mă gândesc că m-au pus o băieță mie de la... Un produs nou ne-a lansat de la Typing DNA. Nu este, nu, e ceva... E un app de Gmail. Da, e un add-on de Gmail care cumva securizează ceea ce scrii. Securizează și când transmite, îmi trimite o chestie un pic mai... nu atât de publice ca să fie ok și le cumva criptam într-un fel prin acest Secure Compose care e un add-on de Gmail. Ah, ok. Și voi folosiți asta de fiecare dată? Adică e mandatory? Nu. Nu, l-am folosit o dată când era ceva mai complicat de trimis. Nu era... Gata. Ai tras cu ok. Mai are ce mai au. Alexandru spune în chat că s-ar potrivi foarte bine cu interviurile tehnice, cu probleme practice. Așa, Alexandru, la ce te referi mai exact? În interviurile tehnice, adică să... Când ai probleme de rezolvat. Să te asigur că cine rezolvă problema este și persoana care spune că este. Să nu rezolve altcineva în locul tău, right? Asta era. Să nu rezolve mai mulți o problemă colaborativ. Da. Uite, în activitatea ta de tech lead poți să o folosești și la interviuri, poate să propui la interviuri să folosească Typing DNA în verificare, în aplicare. Bine, doar că nu o să evit situațiile în care se face copy-paste la cod de peste Coverflow. Dar... Păi e inevitabil. Poți să verifici că nu a fost taftat efectiv și că a fost copy-paste. Da, exact. Da. Adică să-l pui să știe dinaintea, măi, fără cod copy-paste. Bine, sunt unele platforme în care nu te lasă să dai paste la cod. Trebuie să scrii. Asta e ca profa cu mate care zice că n-ai calculator la tine tot timpul. Uite că am telefon. Mai avem aici niște chestii. Folosesc partea cu focul, faci psihometrie pe neandat, am găsit doar fericit. Dar sunt fericit doar în momentul ăla. Poți să le iei istoricul din focus, să vezi cum sunt. Dar nu poți să faci, adică în momentul de față focus e doar pentru personal use și e folosit doar ca tu să-ți vezi pentru tine. Nu, dar poți să-l duci ca și idee mai departe să vezi ce se întâmplă. Da, ca și potențial, are mult potențial.
sau poți folosi, trebuie salvată o identitate ca să vezi dacă omul s-a face test același din interviu. Da, păi tu când salvezi, când creezi profilul de tastator, practic îl salvezi un anumit ID de user și atunci verifici per acel ID, adică per acel user, dar nu noi primim, adică se trimit ID-uri cumva, nu se trimite, dat de API dacă folosești API, deci poți să folosești mai, poți să faci o implementare custom. Da. Mai am aici o întrebare, mai sunt de la Felix. Dacă se poate implementa pentru câmpul de username sau email să nu fie un alt câmp special? Da, se poate implementa pe orice câmp dorești. Ce recomandăm noi în general este să... Stai, stai, poate găsesc aici să... Da? E un widget micuț, ăsta... Haide... Care îți indică că se tastează aici. Uite ăsta de aici, ăsta micuț portocaliu, care spune că se tastează, că e cumva este înregistrat felul în care tastezi, ca omul să fie aware și să nu stea în pat cu laptopul așa și să scrie cu o singură mână, adică să le atenționezi cumva că este și înregistrat felul în care tastează și că se ia în considerare pentru ceva. Dar da, poți să-l folosești într-o combinație de user și parolă. Poți să-i combini cele două pattern-uri. Din cele două field-uri diferite, le combini într-un singur pattern și îl trimite așa, pentru că ai nevoie de un anumit număr de caractere ca să fie ok textul ăla și de care verifici. Un singur email, doar adresa de email, nu este suficient. Dacă combini email cu parolă, e ok. Da, se poate face. Așa. Trebuie salvare, la fel de test, poți accesa bază de date și apoi să o poți folosi. Eu cred că răspunsul este da. Dacă nu înțelegi de ce sau dacă ai mai multe detalii, poate poți să te dai unmute și să-mi explici mai mult această întrebare. Că, da, tu, practic, tu salvezi ID-ul acelui om, trimiți, când acel om își face contul inițial, trimiți 3 pattern vreodată sub acel ID și apoi a patra oară, când de fapt vrei să-l verifici, să vezi dacă este el, trimiți doar pattern nou și cu ID-ul respectiv. Și atunci noi îți returnăm dacă pe ID-ul ăla e ok sau nu, pe API. Mă gândeam ca un serviciu extern în sensul că o folosești ca o identitate, ai acces la o bază de date eventual în care toate ID-urile astea sunt salvate și mai când vreau să mă loghez pe Facebook, să-mi zic că Facebook, dintr-un aplicația de Chrome, că uite, persoana care încearcă să se logheze folosește identitatea Elion, dar conform la ce a testat, nu poate identitatea lui față de ce e salvat acolo, știi? Că până la urmă asta, acum se încearcă pe partea asta de Web 3.0 și chestii, să-ți creezi o identitate care să o poți folosi fără să zici că sunt eu Elion, știi? Uh-huh. Baza la ce tastezi, să zici ok, încearcă să se logheze în contul de Facebook, Elion. Da, e o idee. Nu e dezvoltat acum, dar cred că poți să încerci să faci ceva în zona ta. Adică nu văd de ce nu. Poate, uite, o să vă arăt API-ul și o vă arăt exact ce se poate face cu el. Poate asta mai inspiră așa niște idei și mai răspunde la niște întrebări de ce se poate face sau nu. Că Verify este un widget, el este standalone, așa funcționează. Dar pe API, cu API puteți să faceți mai multe lucruri. Aș mai avea o întrebare până. Da, Stefania. Threshold-ul respectiv o să-l setezi la un nivel strict, gen să fie foarte mic threshold-ul. Verify. La Verify cred că este prestabilit threshold-ul. Aici trebuie să ne uităm un pic în documentație să văd dacă se și poate modifica. El vine cu anumite default-uri pe care... la care noi credem că este cel mai ok să fie. Aici, na, pe Verify trebuie să vedem documentație dacă poți să și modifici threshold-urile sau nu. Pe API avem mai multe endpoint-uri și sunt două opțiuni. Poți folosești endpoint-ul de auto, care are threshold-uri prestabilite, sau poți să folosești aceste două endpoint-uri și cu ele două poți să-ți definești singur un fel de custom implementation, adică te definești singur ce vrei să fie și threshold-urile la care vrei să fie. E mai mult de muncă, din punct de vedere de mai mult. Sunt două endpoint-uri în loc de unul, adică așa, dar poți să ai mai multă flexibilitate la ce, cum vrei să fie threshold-urile. Da? Am înțeles. Bine, hai să vedem pe capiul, dacă tot așa mai răspunde la niște întrebări, ne șicăm și pe asta. Ok, pe site
când intrăm pe site, în zona de produse, avem 4 produse, unul dintre ele este Authentication API și cel mai vechi e produs lansat Typing DNA. Aici puteți să vă faceți cont, conturile sunt free, faceți cont și primiți credențialele contului, un API key și un API secret, în care, cu care putem să facem diverse lucruri, printre care și niște coluri în Postman de test. Acum o să folosim contul meu, bine, acum vă arăt cu credențialele mele, adică key-ul și secret-ul se introduc aici la username și password. Din de pe site găsiți toate documentația de cum să downloadați colecția de authentication API. Nu o să trecem prin asta acum, considerăm că na, este făcută. Și avem mai multe endpoint-uri, 5 la număr. Eu o să folosesc auto, ăsta este cel pe care, care e cumva cel mai ușor de folosit, pentru că vine deja cu toate default-urile și nu trebuie să faceți ceva adițional. Dar dacă vreți o implementare custom, trebuie să puteți să folosiți și ar trebui save, verify și check user. Ok, folosim auto. Dacă vreți, vă explic un pic și cum se face cu celelalte de la final, dar e mai cumbersome așa un pic. Cred că ce trebuie să rețineți e că pentru celelalte, cred că aveți nevoie de un fel de cont de pro, să verificăm un pic, și că trebuie să faceți call-urile, adică cum o să vedeți în auto, știți că la început noi facem 3 call-uri de profilare și apoi la al patrulea verificăm, facem autentificarea. Auto face singur lucrurile, nu trebuie să-l configurăm, să-i zicem, e primul call for asta, e al doilea call for asta. Pe când cu celelalte, de fapt când vine un user, faci call de check user ca să vezi câte pattern-uri are înregistrate. În funcție de asta știi câte să-i mai dai de save, save care salvează pattern-urile. Și apoi să-i faci pe al patrulea, de la al patrulea încolo, să-i faci verify, să-i faci autentificarea pe care poți să stabilești threshold-ul pe care îl vrei. Și dacă este peste un threshold pe care tu îl preferi, îi faci și save. Dar o să folosim auto acum, o să fie mai ușor de înțeles și răspunsul, Ștefan, este că poți să și customizezi prin celelalte endpoint-uri. De-aia mă ușor cu auto. Ok. Endpoint-ul ăsta este foarte simplu. Tot ce avem nevoie este un ID de user. Eu aici folosesc un test user meetup CD, să zic așa, ca să fie un user nou, dar în principal trebuie să fie un... Vă vedeți? Se vede bine? Să fac mai mare? Să... Ok. Ok, așa? Ok. Ok, avem nevoie de un user ID aici. Foarte important, nu trimiteți pe API, PII, e-mail-uri, nimic de genul ăsta. ID-uri. Voi aveți baza voastră de date pe utilizator și trimiteți un ID asociat cât avem noi o referință pe care să lucrăm. Tot de asemenea, API-ul nu trimite singuri e-mail-uri de root of trust sau fallback-uri sau așa. Adică dacă vedeți că crapă de 3 ori că nu se reușește, trebuie să trimiteți voi după aceea cu implementarea de SMS sau e-mail sau ce vreți să faceți. De asta aici pe user ID nici nu ne trebuie un e-mail sau ceva mai pe care să putem să-l folosim și noi după aceea cumva. Ok, deci un user ID. În primul rând o să verific că nu am mai folosit acest user ID. Adică mergem pe cazul în care userul este cu totul nou. Folosim check user să-l verificăm. Așa. Și mi s-a returnat faptul că pe count avem 0 pattern. Count este keyboardul fizic, cel de la laptop. Mobile count este keyboardul virtual. Cum vă povesteam, ne trebuie să creăm profile diferite pentru cele două, pentru că behavior-ul este foarte diferit. Și atunci le ținem separat. Dar anyway, este un user nou care nu are nimica înregistrat. Și atunci mergem pe auto și pe userul ăsta o să folosim. Ce trebuie noi să dăm ID-ul de user și pe typing pattern, adică trebuie să dăm pattern-ul. API-ul, dacă vedeți în documentație, vine cu un recorder open source. Prima parte a integrării este să integrați recorderul, să luați output-ul recorderului și să îl pasați pe API către typing DNA, care vă returnează un mesaj. Acum recorderul ăsta, bine, voi îl integrați în aplicație pe care vreți să o lucrați, dar în același timp pe site am făcut public am pus recorderul aici pentru ca să nu fie nevoie să downloadați, să faceți tot și pur și simplu să luăm de aici output-ul recorderul. Ăsta e recorderul în spatele field-ului. Dar asta e pentru demo purposes. Da, la voi o să luați recorderul în sine. Bun, și o să tastez aici textul pe care îl voi folosi și o să primesc output-ul recorderului. O să folosesc o frază care mi-mi place foarte mult, pe care o am și pe tricou. Este o frază care nu numai că ne place, dar este și testată, dovedită că e foarte powerful din punct de vedere autentificare. Deci combinația de taste care trebuie apăsată creează un profil foarte bun.
Și această frază este: make yourself necessary to somebody. Ta-da! Ok. Get that pattern. Și acum mi s-au returnat trei tipuri de paterne. Same text. Merge pe principiu că o să pentru autentificare o să folosești mereu același text, identic. Dacă schimbi un punct, o literă, o chestie de genul sau un spațiu, nu se mai consideră același text. Deci folosim mereu același text identic, atât pentru profilare, cât și pentru autentificare. Avantajul aici este că acest text poate să fie mai mic, adică fraza make yourself necessary to somebody este suficientă. Sau cum ziceam mai devreme, o combinație de email cu parolă. Sau mai foloseam înainte, I am authenticated by the way I type. Adică niște fraze de-astea scurte sunt suficiente ca să genereze un profil. Dar să ne asigurăm că întotdeauna cerem userului să și folosească fix aceeași frază și pentru autentificare. Al doilea tip de profil se numește AnyText de pattern. Ceea ce înseamnă că userul poate să folosească atât la profilare cât și la autentificare texte diferite. Upside-ul este că e mai flexibil, nu trebuie să țină minte aceeași frază. Downside-ul este că are nevoie să scrie mai mult. Și atunci poate eventual îi puneți voi acolo un text pe care să-l scrie și pe care să-l urmărească. La fel și cu fraza precedentă. Poate să fie o frază pe care voi o prestabiliți, o afișați în interfață și pe măsură ce tastează se highlightează dacă a scris bine, adică dacă contentul în sine e la fel, să ne asigurăm că și contentul este identic pentru same text. Pentru un text să-i dați un text mai mare pe care să-l scrie, cât să fie suficient pentru profilare și autentificare. Extended e ceva combinație între ele, mai complicat nu-l recomand neapărat. Deci astea două sunt cele pe care pot folosi. Și pe fraza noastră asta o să folosim same text, ceea ce înseamnă că eu o să folosesc fix aceeași frază și pentru profilare și pentru autentificare. O să îl copiez de aici. Dai copy-paste. Da. Frază. Da. Așa, și îl duc aici la type and pattern. Rezultatul a venit, aici scrie patterns in role, not enough patterns for verification. Asta pentru că noi n-aveam nimica și ne trebuie 3 să profilăm și apoi să verificăm. Deci ce s-a întâmplat? S-a făcut acțiunea de in role. Adică acum avem un pattern, putem să verificăm prin check user, într-adevăr count 1. Știți că înainte era și pe account și pe mobile count 0, acum account 1. O să mai facem aceeași acțiune, fix aceeași de două ori, cât să creăm profil. Asta se face o singură dată, la început. Ok, reset aici. Copy. E mai partea asta de setare de început, nu durează foarte mult, e mai cam părțând, dar vreau să vă arăt că asta se face legit și asta e tot ce trebuie făcut și de către un user, adică nu este complicat. Al doilea e în rol, îl facem și pe al treilea. Fraza asta e bună, că niciodată nu știu cum se scrie necessary. Că de două ori, de să te arăt un 2 de C, 2 de R, care fac stălce. And alte rolment, mai verificăm o dată, ar trebui să fie 3 sunt. Bun, asta înseamnă că de acum încolo putem să facem și autentificare. Ok, result. Deci a venit înapoi, vedeți că nu mai scrie not enough pattern, scrie done. A venit înapoi, result este 1, ceea ce înseamnă că verify, că prima dată s-a făcut acțiunea de verificare, verify a returnat 1, deci a permis autentificarea, sau cel puțin noi considerăm, API-ul consideră că threshold, că pe baza de threshold prestabilită în auto, autentificarea ar trebui să fie permisă. Deci pe verify avem 1 la result. Și pentru că acest pattern nou este considerat, adică are un threshold și suficient de mare încât să fie considerat calitativ, s-a făcut și un enroll, adică s-a și adăugat la profilul de user. De asta ziceam că profilul tău de tastator se îmbunătățește pe măsură ce tastezi. Dacă mai sunt și cazuri în care threshold, adică certitudinea procentuală pe care noi o returnăm,
e mai mare decât threshold-ul de verify, de identificare, dar nu mai mare decât threshold-ul de enrollment, adică să ți-l adauge la profil. Și atunci face doar verify, zice că poate să fie identificat, dar nu ți-l adaugă la profil. Poate ai o altă tastatură. Ăsta e cazul în care îți schimbi tastatura, ceva se întâmplă și pattern tot se modifică puțin. Nu suficient încât să zicem că nu mai ești tu. Și doar temporar, deci nu vrem să-ți modificăm profilul cu pattern-ul nou. Dacă mergem înapoi în check user, o să vedem că sunt 4, 3 de la profilarea inițială și încă unul acum, pe care ni l-a dat în urma verificării. Am generat un coleg un pattern ca să-l și testăm, dar îl testăm și și împreună, adică o să vă rog pe unul dintre voi să-mi genereze un pattern ca să vedem și live cum se întâmplă. Asta este pattern-ul unui coleg și a returnat, a făcut doar verify. Result pe el este 0, adică noi nu credem că autentificarea n-ar trebui să fie permisă dacă result e 0 și, of course, că n-a făcut enrollment la pattern. Dar hai să încercăm, vă dau aici pe chat. O să am nevoie de alt voluntar. Cine este fericitul sau fericita? Mă ofer eu. Super. Intră aici pe link și scrie fix fraza asta. Make yourself necessary to somebody, cu mă mare și fără punct sau spațiu la final. Și apoi îmi dai copy la syntaxa ta. Așa. Deci, după cum vedeți, acesta este output recorder-ului, adică asta e tot ce pasați către typing DNA. Nu este nicio informație de care este textul efectiv care se scrie. Să mă întrebați înainte dacă ne uităm și la content. Noi ne uităm la acest șir de caractere, nu ne uităm la aceste cifre, nu ne uităm la altceva. Și pe pattern-ul lui Ștefan, pe care mi l-a dat, a returnat tot, a făcut acțiunea de verify cu rezultat 0. Adică nu considerăm că acest user este cel care a făcut profilul inițial. Ești legit enough? Oh, wow! Impresionant! Da, deși durează un pic mai mult până și facem profilul și apoi îl verificăm. Aș fi putut doar să fac profilul înainte și doar să-l verificăm împreună, dar am vrut să vă arăt end-to-end care este întreaga lungime a procesului, dar și să vă arăt că this is for real. Adică eu știu că oamenii sunt sceptici, mai ales developerii, când aud de asemenea tehnologie și sunt tot felul de întrebări de alea, de dacă îmi rup mâna, dar dacă nu tastez și lucruri de genul ăsta. Dar ați văzut cu ochii voștri și ați testat cu degetele voastre că tehnologia există, funcționează bine și sub diverse forme, cu diverse produse, cu diverse aplicabilități. Și, cum ziceam eu, scopul meu în seara asta a fost să vă fac curioși. Curioși să explorați un pic pe site, găsiți toate demo-urile, toate informațiile despre produse. Adică în afară de ActiveLog, care tocmai e lansat și trebuie să vorbiți cu colegii mei dacă vreți să-l testați, să vă faceți acces la el, restul sunt gratis. Deci vă încurajez să intrați, să le explorați, să vi le instalați, ne spuneți cum vi se pare, ne dați feedback și de ce nu, poate vă vin idei de cum să le implementați în propriile proiecte sau poate, nu știu, vin idei de preto-startup-uri din această prezentare. Asta am avut eu pregătit ca și content, am pus aici detaliile de contact. Mai sunt întrebări la care aș putea să răspund? Mulțumim pentru prezentare, mă domnule. Iartă-ne că am fost sceptic. Nu, dar mie îmi plac oamenii sceptici. Știi de ce îmi place? Că îmi plac oamenii sceptici pentru că pot să le demonstrez că se înșală, că nu au de ce să fie sceptici când vine vorba despre typing DNA. Și sper că asta am reușit să fac, să vă arăt că nu este not snake oil sau cum se zice în engleză, ci este for real, este un produs tehnologic viabil și de încredere pe care se poate folosi în aplicațiile atât web cât și mobile.
Eu vă stau la dispoziție oricând, pe orice canal care pot să ajut. Munca mea la Typing DNA, în momentul de față, este voluntară, deci eu fac asta din pasiune și pentru că îmi place să vorbesc despre Typing DNA și altor oameni. Și vă las cu un citat de la Picard, de ce nu să începem, să terminăm pe aceeași notă care am început cu Star Trek. Things are only impossible until they're not. Și cred că Typing DNA este exemplu perfect despre asta, pentru că în 2016 erau foarte mulți oameni sceptici, mult mai mulți decât astăzi, și uite că în ciuda scepticismului suntem aici și we are not going anywhere, din potrivă. Cred că a ajutat și pandemia la treaba asta să elimine din scepticism. A ajutat în anumite domenii, dar într-adevăr cum este cel de e-learning, în care nevoia a devenit mai pregnantă și s-a extins în e-learning, vă povesteam, nu numai la cursurile stați clasicile de la universitate sau certificări sau certificările clasice într-un fel gen, dar avem și proiecte cu școli de aviație, școli de condus, deci tot felul de școli de diverse arii au început să fie interesate de Typing DNA și să vrea să se implementeze. De curiozitate, dacă poți să împărtășești informația asta, care-i cum privesc oamenii din România sau startup-urile sau firmele din România când veniți cu o propunere ca a voastră? Îs reticenți? Îs acceptă soluția? De ce din România? Adică întrebarea este specifică pentru România sau este în general cum reacționează companiile, startup-urile? Mă refer acum specific pentru România. Deci nu în general la startup-uri și la companii, mă refer specific pentru România. Pentru că în România lumea e un pic mai reticentă la chestii de genul. Targetul cumva sau așa a fost mai mult pe America și alte țări din Europa, adică n-am targetat atât de mult activ companiile din România. Acum, din punct de vedere de ce răspunsuri primim, greu de zis, mi se pare că în fiecare organizație sunt și oameni reticenți și oameni cu un pic de mai multă viziune creativă, care sunt într-o anumită măsură mai mult sau mai mare deschiși la asemenea idei. Dar cred că aici, vorbind strict de România și de piața din România, poate colegul de la Smartbill poate să ne... Știu că nu, că în momentul de față nu a fost, n-a avut legătură cu The Typing DNA, dar poate pentru următorul meetup, când vă vedeți, poate vin și eu sau poate nu, dar poate ne zice, vă zice el exact cum a fost când Typing DNA a fost implementat în Smartbill, care este o companie din România. Dar eu nu m-aș raporta la România, eu zice că în general în fiecare organizație sunt oameni de toate felurile și am nevoie de argumente diferite, adică la vizionar trebuie să le arăt potențialul, unde poate să ducă tehnologia asta, cum poate să-ți ajute end-userii. Cel mai reticent le arăt că funcționează, că la unul dintre concernurile cele mai mari este că ok, așa ceva nu are cum să fie posibil cum să funcționeze și le arăt că funcționează și după aceea poți să deblochezi discuția și să faci discuții despre altceva. Acum vin către Adrian, care el are un startup românesc și teoretic ar putea să implementeze Typing DNA exact în base-ul, știi? Adică s-ar preta foarte bine la ce faceți voi. Ai fi reticent în a aborda soluția asta? Da, nu cred. Adică mereu am să încerc chestii noi. Bine, acum tu vorbești și din prisma unui antreprenor și slash developer, știi? Deci, și antreprenor de preță startup. Exact. Probabil că dacă ar fi un preț startup, ar fi un pic altă discuție. Dar de ce nu? Adrian, dacă vrei să încerci și așa, sunt sigură că colegii mei ar fi mai mult decât fericit să te ajute să pornești un proiect sau să vedem cum ar putea să fie funcțional în preto startup-ul tău. Eu sunt sigură că e un proto acolo, dar ești prea modest să recunoști. Nu știu despre ce e vorba, dar da. Sunt sigură că e un proto. E foarte modest. El, Adrian, mi-a prezentat în decembrie oare? Sau când nu știu, la meetup. În decembrie, ne-a prezentat la meetup tool-ul lui, dezvoltat împreună cu fratele tău, parcă nu, sau cu cine. Da, așa. E un tool foarte mișto, mă devine îmi recomand să-l încerci. Ce tool este? O frază, one phrase speech. Sell it to me. Despre ce vorbam? God damn it. Nu sunt pregătit.
Adrian, ca și cofondator, întotdeauna trebuie să fii pregătit. Întotdeauna, că nu știi de unde te lovește norocul să pui cuiva despre startup-ul tău. Of course. Este un data management system. Bring all your data under one roof. O, super! Pe atunci foarte mult potențial de integrare cu Typing, că nu vrei să te asiguri că, vrei să te asiguri că doar persoanele autorizate, autentificate, au acces, autorizate să au acces la datele tale. Therefore, este un potențial destul de interesant aici la o colaborare. Să știi, să știi că este. Chiar mă gândesc la știi spaces. Noroc, noroc cu CB-ul web meetup. Știi că vă întâlniți voi din București și vă știți. Da. Ok, alte întrebări, dacă mai aveți, acum mai momentul. Nu fiți. Îmi pare rău, Madalina. Nu sunt mai multe întrebări. Eu aștept oricând sunt deschise la întrebări, pentru că ne-am putut contacta pe orice fel de rețea socială și așa. Vreau să zic că ești la developer.com sau la mine, mother@typinggna.com. E în regulă oriunde. Sunt foarte happy să vă ajut dacă aveți idei de proiecte sau așa cu zona asta. Și aștept primul meetup și fizic la Sibiu, Ștefan. O să încerc să vin atunci când o să fie, ca să și cunosc audiența. Așa, le iau și pe Adrian și pe fratele lui. Poate până ce mai rafină un pitch de business al startup-ului. Neapărat. Sunteți prima oameni pe care îi invit. Și pe Alina tot încerc să o invit să vorbească și nu reușesc nici cum. Deci poate la un moment dat. Hai, Alina. Da. O să-mi fac curaj. Da. Mai promis. Acum. nu e nicio obligație, ok, it's fine. Da. Ok, deci atunci dacă nu mai sunt alte întrebări, mulțumim, Madalina, pentru prezentare și pentru tot. Cu mare plăcere. Câteva chestii organizatorice, și mai probabil că următorul va fi pe la mijlocul lui februarie. Încă nu avem pregătit un speaker. O să încerc să găsesc un speaker până atunci. Asta e tot timpul, e problema mea eternă, că n-am destui speaker. Așa, și încă un punct care vreau să îl mai spun, e că în momentul de față avem un giveaway pe pagina de Facebook, pagina de LinkedIn, de acolo. Puteți câștiga un pack de chestii. E o chestie așa simbolică, un tricou, niște sticăre, o cană, chestii de genul ăsta. Deci dacă vreți să participați, sunteți invitați. Da. Atâta se poate. Să zic așa. Da. Și este foarte fain și este de lăudat inițiativa asta și proiectul pe care l-ai făcut. Adică e un lucru mare, știi, să poți să faci genul ăsta, să aduci genul ăsta de oameni împreună, un lucru pe care și tu îl faci voluntar și mi se pare foarte cool că ai reușit să faci rost de sponsorizări ca să faci aceste giveaway-uri. O să particip și eu. Nu știu dacă am voie sau nu. Ai voie, cum să nu? În București. Ai voie, cum să nu? Da. Noi, teoretic, mai avem un sponsor. Avem un co-working space în Sibiu, care, teoretic, ne sponsorizează în ideea în care, în momentul când o să intrăm, efectiv, în facem un format fizic, o să putem ține meetup-urile la ei, la sediu, în mod gratuit și ei oferă și un fel de o zi sau două gratuite. Dacă vreți să încercați un co-working space în Sibiu, sunteți bineveniți. Dar am să postez și link-urile după mod. Da. Sounds good. Cam atâta. Atunci, eu vă mulțumesc pentru participare și să ne vedem cu bine data viitoare. For sure. Mulțumim. Așa să fie. Așa de cât mai fain. O seară faină, copilare. Seară faină. Mulțumim. Seară faină. Seară faină.